Salutare tuturor, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un episod de Zilonca. Episod de astăzi, mai avem câteva lucruri de făcut anul ăsta și după aceea, gata, terminăm. Unul din acele lucruri este să intrăm cu o sapă de plivit pe terenul cu numărul 46 și 47. Avem aici niște buruiană și o sper să putem să o eliminăm cu acea sapă de plivit. Pe lângă asta, ce mai avem noi de făcut? Mai avem de intrat cu cultivatorul pe terenurile cu numărul 88 și 89 și practic cam terminăm. Rămâne pe timp de iarnă să dăm, ca în fiecare an de altfel, de mâncare la animale și în rest cam atât. Mai avem niște vari de împrăștiat pe 88 și 89, dar astea nu este neapărat acum nevoie. Putem să facem lucrul ăsta și anul următor, pe urmă în primăvară, da? Dar în principal asta trebuie neapărat să facem astăzi și mai avem încă câteva lucruri, ne pregătim totuși de iarnă și o să vedeți voi imediat despre ce vorbesc. Înainte de toate, hai să luăm acest tractor de la Fiat, hai să vedem în felul următor, să vedem la sapa de plivit, dacă aș și găsi eu, uite aici, sapa de plivit, 140 de cai, bun, ok, deci teoretic ar trebui să meargă, n-ar trebui să fie problemă, are 180 de cai tractorul nostru. Lucrurile astea, tot ce am zis eu că facem acum, trebuie să le facem până în luna decembrie, pentru că după aceea iarba va crește prea mare și nu va mai putea fi scoasă cu această sapă de plivit. Sincer să vă spun, nici acum nu sunt foarte sigur că merge, dar încercăm să vedem dacă într-adevăr funcționează sau nu. Dacă funcționează, cu atât mai bine. Dacă nu, atunci e un pic mai problematic. Cât despre cultivator, cu atât mai mult, pe urmă, dacă trece luna decembrie, pierdem practic o lună de fertilizat. Nu sunt sigur că va mai crește la loc într-o lună de zile, teoretic n-ar trebui, mai ales că vine decembrie și în decembrie deja nu mai crește nimic, e iarnă, ce să mai, acum la noiembrie la ora 4 și 2 minute deja este iarnă și nu poți să mai spui că e toamnă, da? Și de aceea nu știu dacă mai crește, dacă mai cresc ridichile la loc până luna următoare, dar vreau ca să intrăm totuși cu cultivatorul, să știm o treabă, să știm, să nu riscăm nimic, hai să spunem așa, da? Dar da, la sapa de plivit e în regulă, știm ce avem de făcut, știm cum se comportă. Cresc prea mari, nu mai funcționează nici în momentul de față, nu sunt sigur că funcționează sapa de plivit, s-ar putea să fie prea mari buruienile. Dar o să-l punem pe Gheorghiță să dea cu sapa de plivit. Eu, în schimb, o să iau cultivatorul și mă duc pe terenurile cu ridichi. Și mai avem câteva lucruri de făcut. Dacă ați văzut episodul trecut, ați văzut că am strâns paiele și le-am vândut de pe teren. Sper să nu stric recolt. Ok, hai că nu stric. Mi-era un pic frică. După aia mi-am dat seama că totuși am rămas cu roți din acelea mari și parcă văd că mi-a stricat recolta. Ok, hai să dăm să înceapă munca. Sunt curios. Ia să vedem. După cum spuneam, dacă ați văzut episodul trecut, știți despre ce vorbesc și știți, ați văzut că... acum să vedem. Nu le-a. Bine, nu le-a pe toate, cred. Cred că totuși ia ceva din ele. Ia, nu ia nimic. Nu mai ia nimic, gata, ăsta-i. Au crescut prea mari. Uite, de asta mi-era și frică. Nu, n-are rost. Asta este. O să avem buruiană în terenul ăsta. Mai ales că în momentul de față și nu știu dacă o să avem bani ca să cumpărăm o stropitoare. Nu știu dacă o să avem bani ca să cumpărăm o stropitoare pentru anul următor. În cazul în care nu avem bani pentru stropitoare, asta este, ne asumăm riscul ăsta. Trebuia să dau eu mai de mult, dar am neglijat. Ăsta este cuvântul, am neglijat. Am zis că lasă că dăm mai târziu și acum când am văzut deja că a crescut iarba mare, zic hopa, stai că am uitat să dăm cu prășitoarea și să vezi că s-ar putea să fie probleme. Asta este, nu nicio chestie. Mai avem încă ceva de făcut pe lângă prășitoarea și pe lângă cultivator. Mai am de făcut eu niște balos de fân. Toate bune și frumoase, asta e. O să luăm New Holland-ul și o să-l dau lui Gheorghiță. O să-i dau cultivatorul și îl băgăm pe terenurile respective. În timpul ăsta eu o să fac baloții de fân, că trebuie să eliberăm și terenul respectiv. Eu un pic am dezastru la mine în fermă. Încă este dezastru la mine în fermă.
Speram eu. Știți voi că omul cât trăiește speră. Speram eu să rezolvăm cât de cât cu dezordinea asta, dar din păcate pentru mine n-am avut sursă izbândă. Din păcate n-am avut sursă izbândă. Asta este, trebuie să mă resemnez cu gândul la dezordine. Hai să lăsăm aici această remorcă de adunat baluți. O să iau eu un pic mai târziu. Și hai să-i dăm cultivatorului Gheorghiță. Da? Hai să-i dăm cultivatorului Gheorghiță ca să-l băgăm pe terenurile cu ridichi, că trebuie și acelea, trebuie întoarsă recolta respectivă neapărat luna asta. De alta că uite, când lași după o lună pe alta, te trezești că nu mai merge, nu mai funcționează și atunci ai probleme, da? Așa că hai să nu ne mai asumăm niciun risc. Îi dăm aici cultivatorul. A, uite ce frumos l-am atașat, avem greutate pe față, avem. Hai să-l băgăm în primul teren și după aceea îl dăm și pe al doilea. Eu o să iau fiatul, iau frumos presa de baloți, cea de la Vermeer, pe care o tot folosim de ceva timp și care chiar face treabă super, super bine. Sunt curios, de-abia aștept să încerc și acea presă de baloți de autopropulsat, practic. Chiar sunt curios să vedem cum se va comporta aceea. Bun, terenul 89, un headland, ca de obicei. Îi dăm genera recurs. L-a făcut frumos. Hai să-i dăm să înceapă. Nu are rost să stăm după el. Are întotdeauna, el pleacă într-o anumită direcție. Spun că o să-mi rămân acolo, bucata aia. Aș putea, uite, să-i fac. Îi facem așa o bucurie și dăm aici first waypoint. Și ia să-l vedeți voi. Ce se duce el frumos la primul punct și nu mai rămâne cu probleme acolo. Bun. Eu am zis că iau presa de braț. Țineți-vă minte din nou, dacă ați văzut episodul trecut, dacă n-ați văzut, merge și vedeți-l. Episodul în care am strâns acolo paiele. Între timp, cât timp a făcut Gheorghiță brazdele de paie ca să putem să facem baloți, eu am făcut niște brazde de fân. Am cosit niște iarbă, am transformat-o în fân, am făcut și brazde. Nu ne-a mai rămas decât să facem baloții propriu-ziși. Avem dimensiunea de balot 180, așa vreau să las, pentru că vreau ca să rămână cât, să-mi iasă cât mai puțin baloți, ca și, cum să zic, ca și volum, ca să nu ocupe timpul degeaba. Hai să resetăm contorul la baloți, de curiozitate să vedem cam câți facem. Și oricum e aici aproape, țineți-vă minte că e aici aproape terenul nostru de iarbă, nu trebuie să mergem jumătate de câmp ca să ajungem la el. Oricum, am făcut ceva treaba anul ăsta. Sper că anul viitor să facem mai mult decât anul ăsta. Mai am ceva de făcut până când, după toate astea, mai avem ceva de făcut. Mai trebuie să lucrăm un pic la animale și la partea de finanțe. Dar până acolo, una peste alta, trebuie să facem baloții de fân și după aceea putem să ne ocupăm și de restul. Hai să activăm descărcarea automată. Nici nu știu când s-a umplut balotul ăsta, dar dacă el spune că l-are plin, așa o fi. Ok, primul balot. Hai să-i dăm bătaie să facem aici, să terminăm și de-abia după aceea putem să ne băgăm și la partea de finanțe și la animale. Hai la treabă! Memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape from mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone.
Bun, hai că am terminat de făcut baloți. Cu asta, gata, ia să vedem câți am făcut. 21, nici măcar n-am umplut o remorcă întreagă. Trebuiau 24 de baloți să umplem o remorcă, dar nu-i problemă, e bine chiar și așa, până la urmă urmei. Mai ales că nu era crescută complet iarba asta. E foarte, foarte bine până la urmă. Bun, cu asta am terminat. Ce mai avem noi de făcut? Trebuie să ne uităm să vedem dacă Gheorghiț a terminat primul teren. Nu l-a terminat, mai are un pic și el. Nu e nicio problemă, îl lăsăm să termine și pe urmă îl băgăm și la ultimul teren, că practic asta mai e de făcut pentru el. Eu mai am de adunat baloții respectivi și nu o să-i mai ducem acolo unde am dus pe ceilalți și o să-i lăsăm uite, undeva pe aici, pentru că aceia vor fi primii pe care îi vom folosi să dăm de mâncare, sau pe aici, vedem, exact. Aceia vor fi primii pe care îi vom folosi să dăm de mâncare la văcuțe și trebuie să facem câteva mici modificări la văcuțele noastre, da? Și vom face acum, pentru că după aceea vom avea treabă, da? Bun, hai să facem felul următor. Gheorghiță mai are. Bun, la văcuțele noastre, în momentul de față, avem 30 de văcuțe. Corect? Corect. Asta ne-au produs 9, de fapt 4800 de litri de lapte, ceea ce nu este deloc extraordinar. Eu mă gândesc ca cât ne mănâncă nou în momentul de față, 10500 de litri. Mă gândesc să mulțesc, să mai cumpăr văcuțe astfel încât să dublăm cel puțin. Cel puțin să dublăm numărul de văcuțe. Da? Deci să avem cel puțin 60. În asta ne intră 104. Hai să vedem cât ne costă 60 de văcuțe. Și vom lua din acestea de 18 luni. Da? Nu o să ne complicăm cu din acelea mai mici că nu are rost. Sau uite, chiar Holstein putem să luăm. Da? Bun, hai să facem așa. Deci 18 luni, perioada de gestație 10 luni, pubertate 18 luni, în sfârșit, asta nu contează mod expres. Nu vreau atât de mult. 104 făcuțe ne intră aici. Hai să mai luăm 30 din acestea. Odată. 50.000 de euro. O cârcă de bani. Da? Și ia să vedem. Mai putem să mai luăm câtă mâncare au nevoie acestea 30. 21.000 de litri pe lună. Deci cu alte cuvinte, ca să ne uităm în felul următor, la SH nu avem nimic care să ne ajute în momentul de față. Dacă intrăm noi la animale, ia să vedem ce remorcă de făcut mâncare avem. Avem una la 45.000, eu sunt atent și la bani, da? Sunt foarte atent și la bani. 45.000, 22 de metri cubi, 24 de metri cubi, 50.000 de euro. Mai avem altă mașință mai interesantă. Asta face baloți de paie. Bun, ok, nu-i probleme. De fapt, fărâmă baloții de paie. Așa, deci 50.000 de euro avem. Asta 60.000 de euro, 30 de metri cubi. Problema e că este foarte mare. Ca și volum, ea este foarte mare. Mai avem 43.000 de euro, 22,8 metri cubi. E cam la fel. Deci nu economisim cine știe ce mare lucru. 70.000 de euro, 30 de metri cubi și 141.000 de euro, avem 45 de metri cubi. Asta este din start, din calcul. Cred că o să luăm pe aceasta verde. Până la urmă, 120 de cai putere, 24 de metri cubi. E tot ce ne trebuie, da? Bun, hai să o cumpărăm, deși nu facem acum rație mixtă pentru că nu avem încă nutreț, am putea să facem noi o manevră evitantă și să cumpărăm un balot de nutreț, dar nu prea să merită din punct de vedere financiar vorbind, pentru că mă costă pe mine mai mult să cumpăr un balot de nutreț decât m-ar ajuta să vând un balot, da? Deci nu o să facem treaba asta, mai așteptăm, nu ne grăbește nimeni. De curiozitate, ia hai să vedem la cât au ajuns la fermentat și să vedem exact dacă mai putem. Care este ideea, de ce am făcut chestia asta, de ce am mai cumpărat văcuțe, pentru că ia să vedem, uite că au fermentat, opa, avem nutreț în silozat, putem să facem rație mixtă, mă gândeam eu că fermentează, după cum spuneam, mă gândesc că dacă dau din ce în ce mai mult lapte și uite și chiar îngrășământ din ăsta, bălegar sau îngrășământ lichid, eu o să-mi scot banii pe viitor. Adică dacă mă scutește de a cumpăra îngrășământ, e ok. Da, o să scoată banii în
nu știu, într-un an, doi. Dar contează lucrul ăsta. Hai să mai cumpărăm. Mai luăm? Eu aș zice să mai luăm totuși. Avem 30 din acestea. Nu, 15 din acestea. 15 din acestea și încă 30 din acestea. Hai să mai luăm încă 15 din asta. Sau nu, luăm chiar tot 30. Ia să vedem, ne ajung banii. 49.500. Mama, am spulberat bugetul practic. Și ajungem la 90 de văcuțe. Băi, astea 90 trebuie să producă lapte. Dă-le încolo, așa, n-au cum să nu. Am spulberat bugetul în momentul de față. Dar trebuie să le punem mâncare și o să le facem imediat. Ia, hai să mai vedem încă o chestie. Deci astea sunt ultimele aranjamente înainte de iarnă. Avem în felul următor. Avem un împrumut la 4,1% rată, pardon, dobândă. Nu este mult, e 750 de euro pe an, dar ia să vedem. 108. Nu este mult, dar cum să zic, sunt niște bani pe care trebuie să-i dăm. Și hai să îl, opa, nu vreau take loan. Special redemption. Ok. 38.000. Hai să-l replătim, pentru că o să ne dea după aceea, dacă voi avea nevoie de bani, o să-mi dea, o să-mi crească out. Da. Ok, special redemption. 13.941 de euro. Și am mai rămas cu un singur împrumut, avem 5.000, aproape 6.000 de euro pe lună. Noi în momentul de față avem 6.366 de euro, atât mai rămas bani. Da? Deci e o bucurie, să spun. Mai are un pic, Gheorghiță. Este o bucurie, dacă nu-mi este pasența, e jale, crimă și pedeapsă. Deci dacă nu-mi este pasența, e crimă și pedeapsă. Ok, hai să luăm tractorul de la Fiat. Mai are un pic, mai are foarte, foarte puțin, Gheorghiță și termin. Hai să luăm tractorul de la Fiat, hai să lăsăm, uite, greutatea o să lăsăm un pic aici, pentru că nu avem nevoie de ea. Sunt curios să vedem dacă reușim să ridicăm baloții până acolo sus la mașința noastră de mâncare, de văcuțe. Încă ceva mai avem noi de făcut și hai să facem așa. Până ne apucăm noi să aducem, de fapt și de drept, utilajul de făcut în rație mixtă, hai să adunăm baloții, vorba de baloții de fân de pe terenul respectiv, și o să ducem lângă baloții, o să-i descărcăm lângă baloții de nutreț. O să venim la fel și o să luăm și niște baloți din aceștia de paie, pentru că și din aceștia o să ne trebuiască și la fel o să-i ducem acolo. Da? Așteptam asta, așteptam să primesc notificare că Gheorghița al meu a terminat treaba. Nu-l lăsăm deloc să se odihnească. Hai Gheorghiță, pornește motorul. Hai să-l punem și pe ultimul teren, ca să facă și aici treabă. O să știm exact ce mai avem de făcut. Nu? Plus că cu cât termină el mai repede, cu atât mai bine. E pe teren, hai să-i dăm un generate build. L-a scos, nu știu exact în ce parte. Ah, ok, hai că ia bine. Eu o să mă duc să adun, v-am zis, mergem să adunăm baloții de fân de acolo, îi aducem lângă baloții de nutreț și o să ne apucăm să facem rație mixtă, în sfârșit, după atât de mult timp, după atât amar de vreme. Începem să facem rație mixtă, să mărim capacitatea, sau mai bine zis, eficiența văcuțelor noastre. Atât ne mai rămâne de făcut, să le mai dăm să mai mănânce. O să trebuiască, v-am zis, o să mai aruncăm așa un ochi pe timp de iarnă, asupra animalelor, tuturor animalelor, căluți, văcuțe și inclusiv găini. Cred că noi în momentul de față, nu mai avem ouă. Ok, las că le-am vândut. Mă gândeam că poate mai avem ouă, pentru că este luna noiembrie și însemna să mai încasăm niște bani, dar nu mai avem ouă pentru că le-am vândut. Deci noi acum am dat, cât am dat? 100.000? Da, cred că 100.000, 150.000 cu totul. 150.000 cu tot, cu remorca de mâncare, de făcut rație mixtă, 100.000 am dat doar pe văcuțe. Deci eu, până la primăvară, în mod normal, ca să pot să spun că mi-am recuperat investiția, eu trebuie să scot lapte de 100.000 de euro. Orice depășești, da, și voi mai băga într-adevăr mâncare, hai să zicem.
hai să zicem și chestia asta, mai băgăm și niște mâncare. Dar dacă eu până la primăvară am scot 100.000 de euro, lăsăm la o parte mâncarea, deci nu o punem la socoteală, eu îmi scot investiția, pentru că după aceea să produc din ce în ce mai mult. Da, deci asta mă interesează. Eu vreau să strâng banii, vreau să 100.000 de euro până în toamnă. Dacă până în toamnă strângem banii aia, nu a fost nimic în zadar. Da? Niciun sacrificiu pe care l-am făcut. Dacă nu strângem banii aia, 600.000 de euro, 500, da, 580.000 mai exact, până în toamnă, e cam nasol. Banii aia pentru combina de legume. Da? Deci combina de adunat legume. Acolo, v-am zis eu în episoadele trecute, acolo e problema. Uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul, sau poate sunteți curioși să vedeți cum va arăta ferma noastră la final, pentru că adevărul este că suntem departe de a fi aproape, măcar să visăm la finalul acestei serii. Mai avem, mie îmi place să fac seriile un pic mai lungi, nu-mi place să mă mut după o hartă pe alta, și din cauza asta încă mai am planuri pentru această serie. Chiar dacă am ajuns totuși, am făcut destul de mult timp, destul de multe episoade. Dar mai am câteva planuri, mai vreau să mai facem câte ceva, vreau ca să lăsăm ferma asta bine de tot. Mai avem până acolo. Ok, vă mai țin de vorbă în ideea în care termin și eu repede de adunat baloții ăștia, că nu avem foarte mulți. Au fost 21 de baloți și v-am zis, după aceea trebuie să mergem să-i descărcăm acolo. O să mergem să luăm și niște baloți de paie, să-i aducem și pe aia mai aproape de adăpost, de fapt mai aproape de zona în care am descărcat baloții de nutreț, ca să putem să facem rație mixtă. Acolo să fie zona în care putem să facem rație mixtă, să avem, că avem, chiar avem, avem spațiu, avem spațiu de manevră, nu ne incomodează absolut nimic, avem unde să ne mișcăm, să facem tot felul de tumbe cu tractorul, cu remorca, da? Uite și ultimii doi baloți, îi luăm acum și terminăm de adunat. Bine, după aia mergem, îi descărcăm și mergem și luăm și niște baloți de aia de fân. Între timp, Gheorghița al meu mai are acolo un pic de făcut treabă și cred că cam asta e practic. Cam asta e pe anul ăsta. Da. Bine, cu var, ne-au rămas terenurile 88 și 89, o să le dăm cu var, dar asta o să le dăm în, la an, în primăvară încolo. Așteptăm să mai crească ridichile noastre, că ele încă vor mai da o dată, dacă sunt plantate, semănate în momentul de față, chiar dacă am intrat cu cultivatorul, noi decât acum le-am tocat practic, dar vor mai da din ele. Nu se opresc aici fără să mai semăn. Ok, hai să descărcăm și remorca de fân, decât că o să mă duc eu, uite, pe partea asta o să băgăm așa, pentru că aici deja m-am dus eu, e un pic, nu prea îmi place, recunosc, nu prea îmi place aici unde am pus partea asta de bălegar, cum să zic, adăpostul ăsta de bălegar. Singura problemă este că harta nu mă lasă să-l pun cum aș vrea eu. Eu aș fi vrut să-l pun lângă hambar, lângă hambarul de porci. Băi, dar nu mă lasă sub nicio formă să-l pun acolo. Decât în câteva poziții, din care ăla, aia, poziția care este în momentul de față, e una dintre ele. Mai mult de atât, nu prea mă lasă. Hai să descărcăm acum și baloții de, ia să împingem un pic, baloții de fân și v-am zis, mai trebuie să mai luăm niște baloți de paie. E ok, nu-i problemă, lasă că ne împinge nițel. Ăla este. Hai să luăm și niște baloți de paie, să aducem și în aceea ci, aici, nu aici, aici. Și după aceea putem să ne apucăm să facem, mergem la magazin, luăm remorca, remorcuța de amestecat mâncare. Și venim și le facem rație mixtă și le dăm să mănânce la văcute și sperăm să producă din ce în ce mai mult lapte, că altfel am pus-o mai pe românește. Oricum o să trebuiască să le mai punem, cred că, și niște paie, să vedem exact, ne uităm acum. Bazi, pe timp de iarnă o să am grijă de animale, practic asta ne rămâne, altceva nu mai avem de făcut. O să avem grijă de animale, să le hrănim, să nu ne moară de foame, că ar fi chiar păcat. Ar fi chiar păcat să ne moară de foame animale. Dați seama cum ar fi, mai ales la câți bani am investit eu în animale, în ferma asta. Ar fi culmea culmilor. Culmea culmilor. I'm
Bun, și avem acum, avem încărcată o remorcă cu pai. Hai să ducem și pe aceasta tot acolo, deja s-a întunecat, n-avem lumină în fermă în momentul de față și nu ne nici nu ne permitem să investim bani în proiectoare, momentan. Da, totul este momentan. Dar, mai avem un pic de lumină la dispoziție să terminăm. Gheorghiță mai are un pic de lumină la dispoziție să termine și el de... de cultivat. Da. Intră cu discul ăla. Și noi, uite, hai să lăsăm aici, pe partea asta. Vom lăsa paiele. Nu trebuie să fie perfect. Nu mă interesează, niciodată nu m-a interesat să fie perfect. Mă interesează să fie, să funcționeze. Da? Și eu zic că va funcționa. Hai să lăsăm aici. Și remorca de paie. Și o să mergem, v-am zis, mergem după remorca de temere, de rație mixtă, pentru că trebuie să venim să le facem mâncare la văcuțele noastre. Cele multe în care am cumpărat de 100.000 de euro văcuțe pe praful ăsta, o cârcă de bani înseamnă. Ok, bun, hai să strângem această remorcă și o să mutăm noi, o să lăsăm. Știu că le las, uite, mai aveam și niște ouă. Ah, ce păcat. Dar nu este timpul trecut, putem să mergem să le și vindem. Dar în primul rând, hai să ne terminăm treaba cu animalele, că nu vreau ca să moară, sau cel puțin să nu-mi producă, asta e mai important. Sau să zic, asta e mai rău, să nu-mi producă lapte. Că eu aș vrea să înceapă să-mi producă lapte cât mai repede posibil. Și cu cât le dăm să mănânce mai repede, cu atât vor produce mai repede. Bun, avem front loader-ul. Teoretic eu zic că un balot putem să-l ridicăm cu, eu așa aș zice, fără să-i punem greutate pe spate. Avem pe cineva lângă noi, am avut. Acum nu mai avem. Hai să luăm și remorcuța. Ui! Cu frânele. Frânează greu tractorul ăsta. E un pic mai odârlit și el. Așa. Și hai să mergem să facem niște... Ok, bun. Hai să lăsăm aici remorcuța noastră. Și hai să punem în felul următor. Trebuie să deschidem fereastra asta ca să vedem exact ce punem. În primul și în primul rând eu zic așa. Eu zic că vom putea să facem temere din un balot de nutreți. Nu stau ca să mai... Am putea, de exemplu, să stăm, să măsurăm, să punem un pic, câte un pic. Nu o să stau să facem așa ceva. O să punem în felul următor. Punem un balot de nutreți. Hai, ăla-i. Haide, nu prea, e cam frică să iasă de acolo. Bun, deci punem un balot de nutreți. Da, acum vom lua doi baloți de fân. O să luăm de aici de sus, nu mă interesează să fie la, cum să zic, la linie, luați chestii de gen. Nu, mă interesează să-i scoatem astfel încât să nu îi pierdem. Să nu ne iasă din, așa, asta. Ah, ok, uite, și ia tractorul nostru, doi baloți fără probleme, deci... Am mai rezolvat o chestie. Aceea e un pic mai greuț. Mă gândeam că zic îl dă nas. Dan, e bine. Și hai să vedem acum, dacă îi punem doi baloți de fân, n-o să-i încapă toți. Pentru că acum observ, avem 18.000 de litri de fân noi aici și remorca noastră acceptă decât 24.000 de litri. Aveam 5.000, ne rămâne 500 de litri, ia să vedeți, 23.500 să se vor de temere va fi de acolo. Noi putem să mai punem un 500 de litri de paie. Punem și paie, 500 de litri. 500 de litri, cu 500 de litri la 10 de astea, la 10 mașințe din astea, remorci. Economisim 5.000 de litri de mâncare. Avem cam mult, da, avem cam mult, uite. Fân, avem un pic cam mult. Exact la fix, dacă ați observat voi, deși aia 500 de litri, deja ne-a dus exact la fix cu TMR-ul. Dacă nu-i puneam ăștia 500 de litri de fân,
Nu mai făceam temere. Deci nu mai făceam temere dacă nu-i puneam ăștia ultimii 500 de litri. Da? Deci foarte, foarte important lucrul ăsta. Acum, fără să vrem, am făcut un lucru bun. Bun. Hai să luăm, să le ducem mâncare la văcuțe, că ele aveau acum, până acum le-am hrănit numai cu fân. Dar de acum încolo o să le băgăm și temere, că trebuie să ne producă din ce în ce mai mult de toate. Din ce în ce mai mult de toate. Da? Nu mai putem să mai așteptăm. Așa. Ia, hai să vedem. Băgăm pe aici frumușel. Hai să descărcăm. Și dacă aruncăm noi o privire la animalele noastre, vedem că la găini avem mâncare destulă, 2500 de litri consumă pe lună, avem 34.000 de litri de mâncare. Nu-i problemă, e bine. Aici mai avem fân, vreo 18.000. E, asta nu-mi place, faptul că avem niște fân. Mai facem o remorcuță din asta, le punem până cât acceptă rație mixtă. La un moment dat o să trebuiască să consume și din fânul ăsta, o să le lăsăm să consume. Ia pe parcurs, nu e nicio problemă. Paie avem, nu e problemă. Aici mai avem niște paie, trebuie să mai ducem niște paie la purcei. Și cereale, ar trebui să le mai punem niște cereale. Ar trebui să le mai punem niște mâncare, într-adevăr, la purcei. La căluți nu e problemă, la căluți avem din toate. Bun, hai să mai facem încă o remorcă de temere. Venim să o aducem aici la văcuțe. Mergem să le punem niște paie la purcei, pentru că și ei mai vor niște paie. După aceea mergem să luăm, ar trebui să scoatem, v-am zis, niște cereale, ca să le dăm la purcei. Oricum, nu o să stăm foarte, foarte mult după animalele noastre, în sensul că pe lunile de iarnă, oricum, dacă le punem acum, dacă le pun cum e acum, le pun la văcuțe mâncare, o să le ajungă ceva timp, nu o să consume imediat. Eu zic că o să le ajungă. Ah, era să-l scap din furcă. Și era o problemă atunci. Ok, hai să lăsăm un balot de nutreț, doi baloți de fân. O să ne trebuiască fân, mai mult fân, deci la anul. Bine, mai avem. Știți voi că noi mai avem niște fân, nu de acolo de unde am luat paiele, mai aveam și baloți de fân acolo. Deci nu e chiar, nu suntem chiar așa. Ups, am intrat cam tare. Nu suntem chiar așa de rău. E aici, acolo, aici nu prea-mi place. Dar anul următor o să trebuiască să facem câte mai mult din toate. Bun, hai să lăsăm să descarce fânul și după aceea să punem noi. Ops, nu vreau ca să fac așa, că nu vreau ca să-l scap. După aceea o să punem noi paiele exact la sfârșit, pentru că altfel stricăm rețeta și nu mai este bine. Să vedem. Sunt un pic mai mari baloții de fân decât mă așteptam eu. Eu am zis că o să fie un pic mai mici, dar sunt un pic mai mari. Am zis că sunt de 7.000, dar nu sunt de 7.000. Eu am învățat cu baloți din aia pătrați. Până acum mai mult cu baloți pătrați am lucrat decât cu baloți din ăștia rotunzi. Bun. Balotul ăsta facem noi în felul următor. Lăsăm așa în jos și mergem noi frumușel și îl punem la purcei. Nu știu dacă acceptă direct baloți, nu mai țin minte, de când nu le-am mai pus. Da, aflăm imediat. Ia, hai să vedem. Ăla-i. Acceptă. Hai să le mai aducem. Cât le mai aducem? Nu mai aducem doi baloți. Le mai aducem doi baloți și ar trebui să le ajungă. După aceea mergem să le mai aducem niște mâncare și după aceea cam aia e. Între timp așteptăm și Gheorghița al nostru să termine. Am mai multe... ia uite mă, ce lumini am eu aici și eu mă chinuiam ca orbetele cu farurile, pur și simplu, alea micuțe. Și aveam dita mai proiectoarele pe care le țineam stinse. Poftim cultură, frate. Bun, hai să punem și ăștia doi baloți, cât mai avem, 6.109 euro. Cred că o să mergem să vindem și ouăle pe care le avem acolo, nu sunt multe, 3 paleți, nu o să facem mulți bani, dar ne ajută să mai plătim dobânda,
că noi avem aia 5.888 de euro pe lună dobândă și o să avem nevoie de banii respectiv. Da? Ok, bun, hai să luăm remorca de TMR. Hai să mergem să le punem TMR la văcuțe și ultima remorcă. Haide, haide, Fiatule, bagă, tată. Bagă, tată, nu te opri acum. Moare aceea lângă mine, nu e bine. Așa, hai să le punem. Ăla-i. Ia să vedem. Încă o dată, mai aruncăm o privire, dar și la găini este ok, mergem să luăm acum ouăle. La văcuțe câte avem? 90 de vaci, oleu. 31.000 de litri pe lună mănâncă văcuțele noastre, în momentul de față. 58.000 de litri, deci cam o dată pe lună trebuie să le punem mâncare. Nu e foarte bine, dar nici foarte rău. Paia avem 38.000 de litri aici, la porcei. Avem și 33.000 de litri și la văcuțe. Cereale și proteine trebuie să le mai punem și ar trebui și niște hrană de bază. Ok, bun. Rație mixtă nu se acceptă aici. Înseamnă că este plină. Așa că o să facem noi în felul următor. Lăsăm aici remorca de rație mixtă. O punem, uite, un ușel pe partea asta. Ține minte că mai avem în ea vreo 1500 de litri. Așa. Și mergem noi să-l luăm. Uite acele două remorci și... trebuie să... ok, trebuie să dau, uite, trebuie să dau remorca asta de la... pentru paleți, trebuie să dau la o parte ca să pot să o scot pe cealaltă. Pe celelalte, de fapt. Ups. Așa. Și ia, hai să scoatem remorca asta de aici. Așa. Hai să încărcăm ouăle. Și după aceea venim să luăm celelalte două remorci. Descărcăm fie pe fiecare, în fiecare de fapt. Cereale și proteine ne trebuie. Așa, și mai avem încă un palet care ăsta nu vrea că e prea departe, dar facem noi așa, facem o românească. Așa, lăsăm aici. Hai să luăm celelalte două remorci și trebuie să le mai punem niște mâncare la porcii. Ne-ar mai trebui totuși niște hrană de bază. Am văzut că avem 26.000 de litri care nu prea le ajunge. Cât mănâncă? 15.000 de litri pe lună. Ar fi bine să le punem. Ar fi bine să le punem că tot o să fie problemă. Tot, adică oricum tot o să-i creștem până la adânci bătrâneți. Bun. Hai să facem felul următor. Ce avem aici? Aici avem ovăz. Aici avem ovăz pentru căluți. Bun. Aici avem rapiță. Ok. Aici ce avem aici? Aici avem sorg. Asta e hrana de bază. Astea sunt proteinele pentru porcii. Și aici ar trebui să avem cereale. Ors. Bun, deci noi acum suntem pe ors și după aceea trebuie să fim pe proteine. O să le punem din toate. O să le punem o remorcă de cereale, o remorcă de proteine, două de sorg ca hrană de bază. Cam aia e. Ovăz nu trebuie să punem la căluți, că deocamdată au. Ia să vedem dacă reușesc să... Bun, e bine. Deci punem ors, o remorcă întreagă. Acum putem să punem, de fapt vom muta la rapiță, avem acolo porumbul ăla, de-abia aștept să iau o cupă ca să pot să-l strâng de acolo că mi-a mâncat zilele porumbul ăla. Hai să ne mutăm la rapiță și le punem la fel, le punem o remorcă întreagă, ar trebui să le ajungă pentru ceva timp, măcar dacă îi scoatem din iarnă. Până în primăvară și în regulă. Bine, nu vă gândiți că noi, oricum, până când vor mai fi gata de recoltat cerealele noastre, mai durează. Dar cel puțin să avem acum să ieșim din iarnă cu ei. Bun, o avem pe poziție. Hai să punem și o remorcă de rapiță. Așa.
Bun. Și acum putem să mergem să... Porumbul ăla. Porumbul mănâncă zile. Hai să mergem să descărcăm la... Lapucei. Trebuie să ne mutăm pe partea dreaptă odată. Ia, hai să descărcăm lapucei. Bun. Deci o remorcă de ors. Acum punem și o remolcă de rapiță. Nu ne mai rămâne decât să punem și acum hai să punem și două remorci de porumb, de porumb de sor, că nu avem porumb de sor. Rane de bază, da? Hai să mutăm. Am zis că sorg avem aici. Ok. Hai să mutăm pe celălalt bin. Deci și două de sorg. Și le punem mâncare și la porcei pentru ceva timp. O să trebuiască... Bine, mai avem ors în momentul de față pentru găini. Dar oricum, ușor, ușor trebuie să mai mărim un pic cantitatea terenurilor. Suprafața, de fapt, agricolă pe care o lucrăm de la în fiecare an. Pentru că nu o să ne ajungă în condițiile actuale. Adică ne trebuie mai multă mâncare. Pentru ce aș vrea să facem, ne trebuie mai multă mâncare și o să mai trebuiască să mai cumpărăm teren. Da, pentru moment e bine așa. Bun, Gheorghiță mai avea un pic. Noi mergem acum să ducem acest sorg la adăpostul de... la hambarul de porci, practic. Și după aceea nu ne mai rămâne decât să mergem să vindem ouăle acelea care le avem în remorcă, pentru că avem nevoie de bani pentru rată, da? Avem rata de plat. Bun, deci și două de sorg. Prima. Și a doua. Ok, deci avem și două de sorg și acum putem să lăsăm aici remorcile noastre. Au, te-a terminat și Gheorghiță. Băi, la fix, fiți atenți că se potrivește totul la fix. Hai să lăsăm aici remorcile acestea două și hai să luăm și ouăle și mergem să le vindem și pe astea și ne terminăm treaba pe anul ăsta. A trebuit să mergem să-i aducem de acolo tractorul lui Gheorghiță, teoretic. Ia să-l vedem. Uite-l cu alea. Hai să oprim aici. Și am reușit până la urmă urmei, cu ajutorul lui Gheorghiță, am cultivat toate terenurile. Rămâne să adun eu. Să aduc, de fapt. Rămâne să aduc eu după aceea și aceste utilaje pe care le-am lăsat pe aici. E vorba de cisternele de îngrășământ lichid. Și mai avem încă una pe aici. Dar... asta pot să le fac eu și după aceea. Am zis, haideți să vă arăt că totuși a terminat Gheorghiță de cultivat. A terminat cu cultivatorul. E super, super bine. Hai că ne-am încadrat la fix. Da. Deci, mai zis, decât mai rămâne să mă duc eu acum să duc ouăle. Uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de genul. Aruncați o privire și pe celelalte seriale noastre. Seria de Cal Lenz. Seria de Ravenport. Hai să ducem aici tractorul. O să-l lăsăm aici pentru moment. Nu o să fac nimic altceva cu el.
stingem luminele, oprim motorul și noi mai avem un singur drum de făcut anul ăsta. Deci mâncare avem 102.000 de litri, 103.000 aproape. Hrană de bază avem proteine, avem și recolte de pământ. E tot ce trebuie. Aici mai avem mâncare, mai avem apă. O să mai trebuiască niște apă la căluți. Pentru o lună de zile avem și mâncare la o lună jumate. La văcuțe și la găini avem pentru foarte, foarte mult timp de acum înainte. La fabricile noastre se produce, mai avem încă materie primă. Uite, morcovi am produs mult mai mulți, că asta este așa, ies mai mulți morcovi. Floarea soarelui văd că avem în continuare. Bun, hai să vedem unde mergem să vindem noi ouăle. 2800, nu, ne băgăm aici pentru că aici nu putem. La piața agroalimentară, ia să vedem care este piața agroalimentară. Uite aici, în jos. Bun, e relativ aproape. Hai să facem și poartă de vânzare ouălor, că ne trebuie bani pentru rata la bancă. Și v-am zis, ne rămâne ca pe timp de iarnă, da? Hai să opresc aici autoloading-ul. Pe timp de iarnă nu-mi rămâne decât să dau eu să mănânce la la animale, în special la văcuțe. Cazul purcei au, găinile au, deci decât văcuțele sunt un pic mai problematice, și la cai mai trebuie să-l mai dau eu câte o apă, câte ceva. În rest, suntem bine. Terenul ăsta mai puteam noi să mai facem ceva, dar deja oricum e târziu, nu mai vine luna decembrie, facem în martie, aprilie, anul viitor, trebuie să-l pregătim și pe acesta. Trebuie să luăm mostre de sol la el, trebuie să dăm cu var, trebuie să îl semănăm. O să semănăm, cred că tot floarea soarelui, cred că o să semănăm. Să vedem, rămâne de văzut. Mai exact, deocamdată mai l-avem de pregătit. Unde trebuia? Trebuia chiar aici. Ce manevră evitant am făcut. Ia să vedem câți bani le luăm pe ouăle astea. Nu de alta, dar sunt curios să vedem câți bani ne rămân pentru rată, pentru câte luni. 3 luni. 3 luni de rată. Ăla-i. E bine așa. Da, cam atât pentru astăzi, prieteni. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizită, vă mulțumesc pentru like-uri. Dați acolo un like dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii exact ce nu v-a plăcut. Eu sunt Adrian, vă mulțumesc tuturor de vizită și ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict, când o să ne ocupăm în continuare de ferma noastră. Din nou, nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor. O zi frumoasă aveți, pa, pa!